Este timpul pentru un nou wrap-up, de data asta pentru 5 cărți citite într-o lună. Salutare și bine ați venit la un nou episod din Cărți și Alina, un episod în care vom vorbi despre tot ceea ce am citit în luna septembrie, dar pentru prima dată după mult timp vorbesc despre ceea ce am citit într-o singură lună, pentru că se pare că am avut o lună septembrie destul de productivă. Am citit 5 cărți, am reușit de fapt să citesc 5 cărți, cum exact nici eu nu-mi dau seama, probabil pentru că am avut și o mică vacanță la un moment dat, probabil pentru că a început să plouă într-o zi foarte frumos și am avut mai puține lucruri de făcut în ziua respectivă, așa că am reușit să parcurg destul de repede o foarte bună bucată din o carte despre care o să vă vorbesc imediat, dar important este că am reușit să citesc 5 cărți într-o lună, ceea ce pentru mine este un lucru care nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp. Fără să mai stau să o mai lungesc aiurea, o să încep direct cu prima carte pe care am citit-o, și anume o carte pe care v-am prezentat-o, cred, în cel mai recent book haul de pe canal. Este vorba despre Cold Black Mornings de Brett Anderson. Ca o paranteză, de data asta, în luna asta, poate și asta a ajutat, din 5 cărți, 4 au fost în format fizic, ceea ce din nou este o premieră după mult timp. Deci, Cold Black Mornings de Brett Anderson, această personalitate ce este practic solistul trupei Swede, o trupă ce a fost în plină glorie în anii 90 și, mă rog, din câte am înțeles, s-au și reunit. Iar el, Brett Anderson, este practic solistul trupei respective. Despre ce este vorba în cartea asta? Este practic o autobiografie, deci o carte scrisă chiar de cântăreț, de vocalist, în care practic ne povestește viața sa, începuturile lui, cum s-a atașat de muzică, cum a început să cânte, prima lui trupă, felul în care scrie versuri, ce înseamnă anumite... Mă rog, cum le interpretează el, practic, cum interpretează anumite versuri scrise pentru niște piese celebre și, practic, aflăm toată istoria lui, de la naștere până în punctul în care reușește trupa Swede să semneze un contract cu o casă de discuri și, practic, în urma acestui eveniment se lansează și primul lor album. Mi s-a părut o carte foarte mișto scrisă, nu știam că poate să scrie atât de mișto acest individ. Eu l-am descoperit separat de trupa Swede, știam de trupă înainte să îl descoper ca artist solo, dar am avut surpriza să-mi placă mai mult în varianta lui singură, în varianta lui în care el taie, el spânzură, ca să mă exprim așa, și tocmai de aia, când am văzut biografia asta la un preț foarte bun, am zis, băi, hai să văd și eu despre ce este vorba. Deci, cum am zis, scrisul este foarte mișto și au fost multe părți care mi s-au părut universal valabile, nu știu dacă are sens ce spun, aici mă refer la felul în care ne simțim legați de... casa copilăriei, felul în care ne raportăm la părinții în momentul în care noi ne maturizăm, tot felul de sentimente la care ne putem raporta chiar și noi, indiferent dacă suntem sau nu vedete. Și mi-a trezit așa o nostalgie, mai ales că se întâmplă începând de prin anii 70 până și tot ține până în anii 90. Foarte mișto descrierile, foarte mișto felul în care scrie, îmi creează impresia, sau cel puțin, mă rog, mi-a creat impresia că stau de vorbă cu cineva, stau la o cafea sau la un suc cu un prieten care îmi povestește viața lui și mi-a plăcut foarte mult chestia asta. Autorul a mai scris, din câte știu, o continuare, cum ar veni, în care practic povestește ce s-a întâmplat după momentul în care s-a lansat albumul. Nu știu sigur dacă o voi citi și pe aia. Eu am luat-o în format electronic, nu o voi menționa, adică nu-i voi spune titlul neapărat, pentru că
Nu știu câtă lume ar fi interesată. Dacă o să fie cineva interesat să afle cum se numește, dați-mi de știre și o să vă scriu un comentarii. Dar altfel, nu știu dacă este din nou neapărat o carte pentru fani, asta așa ca un detaliu. Mi se pare din nou o poveste de viață foarte interesantă, reală și chiar prin cuvintele celui care a trăit-o. Și îmi place chestia asta, îmi place să citesc din când în când niște biografii, în special ale persoanelor care activează într-un fel sau altul în viața asta artistică globală și tocmai de-aia am vrut foarte mult să văd despre ce este vorba. I-am dat 4 stele, da, 4 stele din 5. Da, Coal Black Mornings. Mișto, chiar merită. Bravo domnul Brett Anderson. Tot îmi vine să-i zic Bret Easton Ellis, probabil pentru că m-am tot obișnuit să îl menționez pe acest minunat autor din moment ce am citit și o carte de-a lui anul ăsta, pe care aparent am un obicei de a o menționa în absolut toate clipurile pe care le fac anul ăsta. Mă rog, următoarea carte pe care am citit-o în septembrie a fost o continuare, practic continuarea, cum scrie și pe copertă, bestsellerului Miniaturista. Avem Casa Destinului de Jesse Burton, na că se vede ring light-ul vieții. Da, în primul rând vreau să spun că această copertă este oribilă. Asta vreau să spun și nu-mi place deloc. Nu-mi place deloc. Mi se pare că, nu știu, nu-mi place deloc. Este oribilă. Aoleu, da. Repet, nu-mi place absolut deloc această copertă, înțeleg de ce este un ananas aici, înțeleg de ce este această domniță aici, ea este practic personajul principal al acestei cărți sau unul dintre ele, dar să zicem că datorită ei se petrec toate evenimentele din această frumoasă poveste. Asta este cartea pe care am citit-o destul de repede, m-a surprins și pe mine, am prins o zi ploioasă. Și în timpul săptămânii și fiind mai liberă, am citit mai mult de jumătate. Deci, sincer, m-a șocat și pe mine chestia asta, drept pentru care vă zic din start, se citește foarte repede. Cum ziceam, este continuarea romanului Miniaturista. Eu l-am în varianta asta în limba engleză, și mi-ar fi plăcut să fie mai degrabă în felul ăsta coperta, cum înțeleg de unde s-au inspirat cu podeaua aia în, mă rog, gen tablă de șah, că nu mă pricep la de-astea, dar na, mă rog, asta are un sens aici. Asta, sincer, mi se pare mult mai slabă dacă o comparăm așa ca design. Mă rog, asta e părerea mea. Dar nu despre designul ăsta am vrut să vorbesc astăzi, practic despre ce este vorba în această carte. Ne întâlnim la 18 ani, aproximativ. 18 sau 16? Stai, dragă, că nu mai știu. Da, 18, n-am greșit. 18 ani de la terminarea primei cărți. Practic, nu vreau să vă dau nu știu ce spoiler, dar cineva se naște la finalul primei cărți, iar acel cineva este Thea Brandt. Aș putea să-i spun nepoată, ruda prin alianță, cum o cheamă frate, a Petronelei Brandt, eroina din prima carte, din Miniaturista. Și practic ce se întâmplă? Suntem martorii aniversării celei de-a 18-a, nu știu dacă primăveri, că parcă era destul de friguț, mă rog. Thea Brandt împlinește 18 ani, e un pic svăpăiată, un pic imatură, foarte pasionată de teatru. Își dorește foarte tare să își înceapă viața alături de alesul inimii ei, chiar dacă acest lucru nu înseamnă neapărat că va avea un viitor strălucit luând această decizie. Situația lor, a familiei Brandt, cea rămasă, eu încerc să fiu puțin criptică pentru că nu vreau să vă stric prima carte în cazul în care aveți plăcerea să o citiți și pe aia înainte, ceea ce ar fi de recomandat. Deci familia Brandt, felul în care a rămas familia Brandt, nu
îi va permite Tei să aibă un viitor prea strălucit, pentru că banii s-au cam dus, Zestrea e cam subțirică și este foarte greu să reușească să îi creeze un viitor mătușa ei. Și atunci ideea principală ar fi că Tei ar trebui să se mărite, dar nu cu cine își dorește ea, ci cu altcineva. Însă, pentru că viața are felul ei bizar de a întoarce și de a suci lucrurile, anumite evenimente duc la un șantaj și duc și la reapariția miniaturistei, această femeie care prin miniaturile pe care le tot trimite casei în care locuiește familia Brandt, sau mă rog, le tot trimite către casa unde locuiește familia Brandt, încearcă să ajute oamenii să își depășească anumite dificultăți. Nu știu dacă are sens. Doamne, am venit de la servici, sunt puțin obosită, trebuie să recunosc, dar atât de mult îmi doresc să fac clipul ăsta încât o să mă străduiesc să trec peste oboseală și dureri de spate, pentru că, iată, de la o vârstă mai avem și de-astea. Dar da, în mare cam asta este povestea. Va reuși Tea să se mărite cu cine își dorește ea? Cine naiba o șantajează și de ce? Ce fel apare miniaturista? Va reuși să ajute familia Brandt sau nu? Care este de fapt scopul ei ascuns? Vă zic eu de acum că vrea să-i ajute. Acum întrebarea este dacă sunt membrii familiei suficient de inteligenți încât să înțeleagă hinturile femei. Este o poveste care e scrisă foarte drăguț, nu pot să zic mișto. Cartea de dinainte cu Coal Black Mornings, că mereu vine să zic Black Coal, de-aia m-am uitat la ea. Acest Coal Black Mornings mi se pare mult mai mișto scrisă decât Casa Destinului, dar mi se pare așa o carte de vacanță, cel puțin mie asta feeling mi-a dat. O carte în care suntem martorii maturizării personajelor, indiferent de vârsta acestora, dacă o să o citiți o să înțelegeți la ce mă refer. Și trebuie să recunosc că mi-a plăcut să le văd cum evoluează. Inițial nu mi-a plăcut de nimeni, bă, da, de nimeni. Deci mi se păreau toți extrem de enervanți, în special Tea, oribilă ființă. Nu-mi plăcea absolut deloc de ea. Petronella mi se părea total blocată în niște idei care nu prea așa aveau rostul și așa. Dar ulterior, citind cartea și văzând cum se transformă personajele și cum se lasă transformate de anumite evenimente, am început să mă atașez de Nela și de Tea. Și da, mi s-a părut o evoluție foarte mișto a lor ca personaje. Acțiunea mi s-a părut interesantă, te ține acolo în priză, așa că dacă aveți chef de o carte din asta ușurică, cu atmosferă plăcută, mă repet, foarte bună de citit într-o zi ploioasă. La mine atunci a mers cel mai bine și am parcurs-o foarte repede. Atunci Casa Destinului mi se pare o alegere foarte bună. Eu i-am dat 4 stele. Din nou vă zic, nu este o carte scrisă superb, nemai întâlnit, nemai văzut, vai, Doamne, ce multe am învățat din cartea asta. Nu, dar este o carte relaxantă, de vacanță, de, nu știu, ca să fie așa un cuvânt de sezon, e o carte cozy. Asta este un cuvânt de sezonul ăsta tomnatic. Altul ar mai fi horror, probabil, pentru că este octombrie și atunci trebuie să menționez și asta. Dar da, este o carte foarte confortabilă, foarte plăcută. Finalul mi s-a părut drăguț și, cum am zis, la final am realizat că chiar am reușit să mă atașez de personaje. Din nou, 4 stele din 5, Casa Destinului de Jesse Burton. Următoarea carte este o carte oarecum în același, nu că în același ton sau în aceeași arie, dar se referă tot așa la povestea unei familii. Și avem The 13th Tale de Diane Setterfield. S-a tradus și la noi ca a 13-a poveste.
Aparent este autoarea Once Upon a River sau a fost odată un râu, dacă nu mă înșel. Asta se găsește, din câte am văzut, băi, nu știu dacă este Humanitas, mă îndoiesc că este Humanitas a 13-a poveste, e posibil, dar știu că asta, Once Upon a River, se găsea pe Voxa, dacă nu mă înșel. Poate o să ajung și la aia. Despre ce este vorba în primul rând în această frumoasă poveste? Despre o familie care locuiește undeva într-o casă ce se numește Angel Field House, și practic povestea lor, evoluția persoanelor din acea casă. Dar cartea nu începe direct așa. Cartea începe cu povestea unei femei numită Margaret Lee, sper că pronunț bine, o tânără ce practic lucrează într-un anticariat împreună cu tatăl ei și care mai scrie și biografii din când în când. La un moment dat este contactată de această scriitoare foarte, foarte populară de romane mystery, dacă nu mă înșel, numită, stați așa, Vida Winter. Acum vă dați seama că ăsta nu era, cine naiba se numește așa? În fine, era un nume de scriitoare. Dar este contactată de această femeie, o scriitoare foarte, foarte populară, care, fiind cumva foarte în vârstă și ajunsă la finalul carierei, își dorește pe cineva care să o ajute să își scrie biografia. Problema acum este că ea de multe ori a fost pe punctul de a face asta și în toate interviurile pe care le-a dat vreodată a mințit despre viața ei. Adică dacă ea scria, să zicem, o carte în care îi ar, nu știu, avea ca personaj principal o persoană care locuia la o fermă, atunci ea spunea că și ea a locuit la o fermă și cartea respectivă ar avea niște chestii legate, legate de viața ei personală. Apoi dacă era vorba de nu știu ce conac, mai târziu, peste un an, doi, spunea nu, eu de fapt eu la conac, acum vă zic adevărul. Și practic asta era toată chestia, că nu recunoștea niciodată cum și-a petrecut viața, de unde vine cei cu ea, că mă rog. Așa că, fiind ajunsă undeva la finalul vieții, o contactează pe această Margaret Lee pentru a veni la reședința ei și a scrie biografia acestei Vida Winter. Acum, Vida Winter nu prea poate să vorbească neapărat la persoana întâi, așa că, cum îi place de regulă să facă, va spune o poveste. Povestea care va fi legată și de viața ei personală. Iar această poveste este, într-adevăr, povestea fraților Isabel și Charlie de la Angel Field House și a urmașilor Isabelei, niște surori gemene pe nume Emmeline și Adeline. Povestea este destul de creepy, eu aș numi-o gotică un pic, are accente. Nu știm exact anul în care se petrece acțiunea, dar pot să vă spun că nu erau telefoane mobile pe vremea aia, ceea ce este foarte plăcut. Iar atmosfera, cum am zis, este una gotică, una întunecată, una destul de creepy. Se întâmplă niște lucruri în cartea asta la care eu nu m-am așteptat. În primul rând, între frații Isabel și Charlie există o legătură foarte bizară și bolnavă. De altfel, cum există și între tatăl lor și ei, tatăl lor și mama lor, deci este ceva de nedescris acolo. Aveam impresia inițial că este o carte din asta, pentru, să zic direct, pentru femei, e așa o chestie ușurică de vară, adică mă așteptam la o altă casă a destinului. Dar nu a fost așa, m-am înșelat amarnic și mă bucur. A fost o carte scrisă frumos, ca scriitură mă refer aici, și povestea în sine a fost intrigantă. Eram foarte curioasă să văd ce naiba se întâmplă cu Isabel și cu tot parcursul ei. Nu vreau să vă dau spoilere, așa că nu o să zic exact ce se întâmplă, dar cert este că Evelyn și Adeline sunt fetele ei. Acum cu cine sunt, în ce context au apărut, care-i faza cu ele, nu o să vă zic, decât că erau gemene. Vedem practic povestea lor, povestea lui Isabel, cum
ajunge la un moment dat să părăsească reședința familiei de la Angelfield și suntem martorii felului în care cele două surori gemene cresc. Problema era că nu erau niște surori tipice, comportamentul lor era unul cel puțin bizar, drept pentru care la un moment dat se angajează și o dădacă pentru a reuși să le stabilizeze într-un fel. Dar da, important este că este o poveste cu multe suișuri și coborâșuri, destul de multe personaje, dar pe care este ușor să le reții. Poveste destul de lungă, pentru că și cartea asta are peste 400 de pagini. Și țin minte că în momentul în care am citit-o, m-am gândit la două lucruri. Odată m-am gândit că asta ar putea fi genul de poveste pe care Tim Burton să o ecranizeze. Asta, dacă nu știți cine este Tim Burton, este cel care făcea animațiile alea stop motion, gen Nightmare Before Christmas și tot felul de chestii de astea gotice și întunecate. Și a doua chestie la care m-am gândit, asta legată și de faza cu Tim Burton, este că am citit la un moment dat Daisy Darker anul trecut, carte pe care nu o recomand, și mi s-a părut că asta a fost ceea ce mă așteptam să fie Daisy Darker și n-a fost. Adică mi se pare cumva interesant că în capul meu, când mă uitam așa la titlu și la ce era scris pe sinopsis, pe spatele cărții, în capul meu așa făcusem legătura că Daisy Darker ar trebui să fie ceea ce a fost The 13th Tale, sau mă rog, a 13-a poveste și invers. Adică chiar nu m-am așteptat să fie atât de întunecată și de bolnavă pe alocuri cartea asta. M-a surprins Diane Setterfield, drept pentru care cred că o să mai și citesc cărți scrise de ea, pentru că mi se par interesante. Dar hai să vă zic și care este faza cu această The 13th Tale, pentru că așa din ce v-am zis până acum nu prea ar avea sens de ce naiba s-ar numi așa cartea. Aparent, această Vida Winter scrisese la un moment dat o culegere din asta de povești scurte, care inițial era menționat că ar conține 13 povestiri, dar când o citeai, conținea de fapt 12. Inițial a existat și a 13-a povestire, dar cartea inițială a fost, na, cam zis inițial de 100 de ori, dar nu contează, important e că înțelegeți voi ideea, dar ediția care a fost scoasă prima dată a fost și retrasă foarte rapid de pe piață, au mai rămas doar foarte, foarte puține. Iar acea poveste nu era terminată, avea legătură destul de mare și cu povestea de viață a acestei scriitoare dubioase. Asta, de asta se numește așa. Deci, practic, ei odată, mă rog, zic ei, pentru că mai era cineva care își dorea foarte tare să afle despre acea poveste, dar personajul respectiv apare un pic mai târziu în carte, nu vreau să vă zic. Dar pe lângă viața misterioasă a acestei Vida Winter, domnișoara Margaret Lee își dorește în același timp să descopere care este această a 13-a poveste, cea care este absentă din cartea de povestiri scurte ale autoarei. Așa. Deci cam asta este cartea asta. Da, mi-a plăcut și ăsta i-am dat, mi se pare 4. Da. Da, i-am dat 4 stele și ăstea. Și da, v-aș recomanda-o dacă vă plac chestiile gotice, dacă vă plac romanele alambicate, pregătiți-vă pentru chestii un pic bolnave, deci eu nu m-am așteptat și da, mă rog, interesant, îmi place și coperta, la asta chiar îmi place coperta, e foarte drăguț, foarte frumos. Cam asta cu așa, mai avem două titluri. Următorul titlu este practic o novelă pe care am citit-o în format electronic, o să-i pun poza pe undeva pe aici. E ceva pe care eu am vrut să citesc cartea asta de foarte mult timp, dar am ajuns la ea întâmplător și am început-o așa pe tren, ca să mă exprim în felul ăsta, în tren mai corect, mă rog. Este vorba despre This is Where We Talk Things Out de Caitlin Marceau, iar titlul ăsta, dacă pe voi nu v-a dus cu gândul la I'm thinking of ending things sau Things have gotten worse since we last spoke, nu știu la ce te poate duce cu gândul la altceva. Deci dacă nu te gândești la astea când auzi
this is where we talk things out, atunci eu nu știu la ce te gândești. Ăsta este și motivul pentru care am vrut foarte tare să o citesc, plus că evident m-a intrigat sinopsisul. Care este faza? Apropo, cartea asta se poate cumpăra de pe net, de pe site-ul autoarei. E o chestie, mă rog, scurtuță, dar la fel se poate și găsi dacă știți unde să căutați. Dar eu vă încurajez să o cumpărați pentru că, sincer, mi s-a părut foarte mișto scrisă. Nu m-am așteptat. Ca o altă mențiune, este o novelă horror. Eu n-am mai citit horror de ceva timp. Nu am mai citit horror de când am avut așa un moment anul trecut în care am citit vreo 3 sau 4 cărțulii. Novele, în principal, scrise de autori contemporani. Cam în categoria asta s-ar integra și asta. Alea m-au dezamăgit de anul trecut în majoritate. A fost una care mi-a plăcut, dar mă rog, nu mai rețin acum naiba se numea așa. Iar mă rog, asta am zis, hai frate să văd despre ce este vorba în ea. Deci asta este scrisă de Caitlin Marceau și mă așteptam să fie ceva gen Eric LaRocca. Nu știu dacă știți autorul, este ăla cu Things Have Gotten Worse Since We Last Spoke. Mă rog, o novelă cel puțin interesantă, care și acum mă face să mă gândesc la niște lucruri și să mă scârbesc. Dar să mă întorc la subiect, o avem pe această tânără ce aflăm din start că are o relație problematică cu mama ei. Ea este pe punctul de a se căsători cu iubita ei, cu care și locuiește, și mama ei are niște probleme pe care le-a dezvoltat mai degrabă în momentul în care tatăl ei a murit. Și tatăl ei, adică soțul mamei ei, nu bunicăsul. Și tot încearcă să își repare relația cu fiica ei, dar devine puțin agasantă încercând să facă treaba asta. Tipa asta, îmi pare rău, da, am uitat cum o cheamă și avea un nume total bizar, așa că încercați să treceți și voi peste asta. Și tipa asta încercase să-și rupă relația cu măsa, dar aia o tot alerga peste tot. A aflat unde locuiește, s-a dus peste ea la servici, mă rog, era obsedată puțin. Și gândindu-se că, băi, uite, o să am și eu nunta cu iubita mea și vreau să vină cineva și din partea mea, din partea familiei mele, adică, hai să încerc totuși să renod relația cu maica mea și să o fac să vină și ea la nuntă, poate, cine știe, poate și-a revenit, poate e mai bine, poate. Așa că, zis și făcut, ca o paranteză, era iarnă, se gândesc, mă rog, măsa-i propune să meargă împreună la o cabană undeva la munte, să petreacă un weekend împreună pentru a se reconecta. Deși nu o trăgea inima foarte tare pe tipă să meargă și logodnica ei a sfătuit-o să nu meargă, iată că tipa se duce cu măsa și încă din start suntem martorii unor evenimente care sunt cel puțin bizare. Reușesc să ajungă cu greu la cabana respectivă, mai ales că se și anunțase o mare furtună de zăpadă și acolo suntem surprinși de anumite evenimente la fel de tare ca și tipa în sine, pentru că la cabana respectivă toată mobila era identică cu cea din vechea casă în care locuise împreună cu familia ei, respectiv și cu tasul când era încă în viață. Dar asta nu este prima bizarerie care se petrece. Nu vreau să vă dau spoilere, din nou vă zic, dar pot să vă spun așa. Măsa are probleme, încep să cred la un moment dat că și fisa, adică tipa asta, are niște probleme. Iar ceea ce se întâmplă în cartea asta, da, nu prea au discutat things out, ca să mă exprim așa, dar lucrurile iau întorsătură după întorsătură după întorsătură. Mi-a plăcut, deși sună bizar, dar mi-a plăcut că mi-a dat acel sentiment de claustrofobie, poate de cabin fever la un moment dat, dar nu neapărat pentru că era furtuna de afară care îți poate da sentimentul ăsta de izolare, ci și din cauza maică-sii, care făcuse niște lucruri care ar putea face pe oricine să se simtă nasol. Dar o carte ciudată, o carte bolnavă, mi-a plăcut finalul, mi s-a părut
deși m-am așteptat la el, deci pentru mine a fost un final previzibil, alte lucruri au fost imprevizibile, cum ar fi chestia cu mobila din casă, cum ar fi anumite acțiuni pe care le are măsa față de ea, total surprinzătoare, și m-a scârbit pe alocuri în sens bun, dacă are logică ce spun. Fiind o novelă horror, cred că e normal să te scârbească puțin și cred că e normal să te facă să te simți un pic nasol, ceea ce înseamnă că și-a atins scopul. Se citește foarte repede pentru că este scurtă, evident, de aia e novelă. Și i-am dat 4 stele din 5 și ăsta, adică până acum numai 4 din 5 avem, frate. Așa, deci dacă o recomand 100%, merită citită, i-am dat 4 stele pentru că v-am zis, pentru mine finalul a fost previzibil. Na, dar pe de altă parte luăm cu pâine, ca să mă exprim așa, pentru că asta este practic prima scriere a autoarei și atunci hai să fim indulgenți, dar totuși mi se pare o scriere foarte, foarte bună, incomparabilă cu aia de anul trecut. Țin minte că a fost, era o carte scrisă de una care avea nume de actriță porno, deci era, nu știu cum amur. Da, frate, Dear Laura de Hema, nu știu cum se pronunță Gemma cu 2 de M, Gemma Amor. Ok, aparent este prezentă și acum, femeia chiar are activitate, chiar scrie. Sunt curioasă și din ce se întreține, pentru că, sincer, nu vreau să fiu răutăcioasă, deși tocmai sunt, dar nu mi se pare că ar putea să și vândă foarte mult, dar dacă locuiește în America, mai știi, acolo e altfel. Și, da mă, de anul trecut doar Goddess of Filth de V. Castro mi-a plăcut așa mai mult și Did You Hear What Eddie Gein Done, așa se numește, care e practic un roman grafic despre Ed Gein, în rest nu, Ed Gein, Doamne ferește, în rest nu pot să zic că am fost dată pe spate de romanele horror de anul trecut, o să linkuiesc și clipul ăla undeva. În care am vorbit despre aceste minunate cărți. Dar da, This is where we talk things out, este o carte pe care chiar o foarte recomand. Și ultima carte din acest wrap-up, deja nu mai pot de cald, este Night Fever de Ed Brubaker și Sean Phillips. Ăștia sunt niște, mă rog, asta e o pereche despre care eu am mai vorbit aici pe canal în nenumărate rânduri, v-am tot arătat romane grafice de ale lor, iar ăsta este unul destul de recent, a apărut anul trecut și coperta mi se pare foarte mișto și evident foarte legată de povestea prezentată aici. Practic despre ce este vorba? Avem acest individ care lucrează în industria de carte și la un moment dat se duce la Paris pentru acest târg mai mare de carte, unde el trebuie practic să lanseze niște lucruri, să vândă niște romane pentru un publisher mai mare, probabil să fie, deci nu se spune foarte clar cu ce se ocupă, dar în principal cu asta se ocupă, vinde cărți, mă rog, spre publicare mai departe. Și la un moment dat, pe când era el așa în avion mergând spre Paris, locul în care se petrecea toată treaba, citește un roman al unui autor destul de popular sau care urma să rupă toate topurile și realizează că un capitol din cartea respectivă este practic descrierea la virgulă a unui vis pe care el l-a avut. Ceea ce l-a surprins, l-a șocat și încearcă să se gândească ce naiba a vrut să reprezinte visul respectiv. Bineînțeles că ajunge într-un punct în care își reevaluează viața, în care se tot gândește la chestiile lui personale trăite și într-o seară, pe când se plimba aiurea prin Paris, se gândește să devieze de la traseul plimbării sale și să urmărească un cuplu de oameni care aveau niște măști la ochi. Erau îmbrăcați mai fancy, a vrut doar să vadă unde ajung ăștia, probabil în dorința de a se inspira pentru o viitoare carte de-a lui sau ceva de genul ăsta, pentru că și el era un fel de scriitor care nu a reușit niciodată să-și publice romanul, fiind presat de nevoia de a produce bani în schimb. Și după ce urmărește păștea, ajunge la locația unde ei
coboară într-un fel de bar, un fel de pivniță, o locație de asta bizară. Și acolo reușește să fure numele unui invitat și să se amestece și el în mulțime. Primește și el o mască și este martorul tuturor evenimentelor care se petrec în acea locație, la acea petrecere mai specială așa. De ce era specială? Pentru că tot ce era probabil ilegal se întâmpla acolo. Lucruri ieșite din comun, de la scene sexuale până la consum de droguri, jocuri de noroc, bătăi și alte chestii de genul ăsta, probabil și altele, mă rog. Și își încearcă un pic norocul la un joc de cărți, reușește să câștige, iese din locația respectivă gândindu-se că, hei, măcar dacă am furat identitatea tipului, bine că nu i-am spart și banii și bine că am reușit măcar să produc niște bani pe care o să-i țin pentru mine. Este întâmpinat în afară, pe stradă, de o persoană care îi fură banii și e pe punctul de a-l omorâ. Când este salvat de acest individ, nu știu cum se pronunță, eu îi zic Rainer, acum nu știu dacă chiar așa îl cheamă, dacă chiar așa se pronunță și dacă chiar așa îl cheamă, ca să mă exprim și legat de poveste, dar cert este că întâlnirea asta cu acest individ îi schimbă complet următoarele zile și îl fac să se deschidă mult mai mult și să descopere sau să redescopere o anumită latură a sa, latură pe care o lăsase în urmă. Și practic despre asta este tot romanul grafic, despre evenimentele care se petrec în continuare, el fiind împrietenit cu acest individ care îi salvează viața. Întrebarea este, cine este tipul ăsta? De ce s-a schimbat în așa fel domnul vânzător de romane? Și întrebarea mai este, de ce tipul ăla, de ce scriitorul are un capitol copiat exact după un vis al personajului nostru? Asta este, mă rog, o carte ce poate să deschidă niște uși interioare, personale, mai ales dacă ați trecut de o anumită vârstă. Și este o carte ce se termină cumva în coadă de pește, nu o să vă spun cum, dar cert este că poate fi interpretată în mai multe feluri, cred, cel puțin două, așa că în cazul în care sunteți curioși, dacă vreți să citiți ceva dark, ceva necenzurat, pentru că ăsta nu este un roman grafic pentru copii în niciun caz, vă foarte invit să citiți Night Fever, scris de Ed Brubaker și desenat de Sean Phillips, într-o calitate foarte bună, ca de obicei, color foarte, foarte mișto. Se întâmplă niște evenimente care devin din ce în ce mai șocante și mai extreme pe măsură ce parcurgem cartea. Și da, ne lasă cu multe întrebări. Mie mi se pare personal o carte de recitit la un moment dat, așa că mă bucur foarte mult că am cumpărat-o în felul ăsta, pentru că așa mă voi putea bucura de ea și pe viitor. Asta, în schimb, a avut 5 stele, este singura carte care a avut 5 stele din luna septembrie și vă invit și pe voi în secțiunea de comentarii să-mi spuneți voi ce ați mai citit, ce ați mai făcut, ce carte v-a plăcut cel mai mult în ultima perioadă, să mă mai inspir și eu, pentru că am nevoie de chestia asta. Dacă aveți recomandări de cărți horror, spuneți-mi și mie, pentru că mă interesează, mai ales că vreau să fac un clip dedicat la un moment dat, în viitorul foarte apropiat. Am așa o selecție, dar aș fi curioasă să văd voi înspre ce v-ați îndrepta și, din nou, pentru orice altceva, ne găsim în secțiunea de comentarii. Până data viitoare, să aveți o săptămână cât mai mișto. Salut!